În fiecare an, în data de 27 iulie, numeroși credincioși din Episcopia Caransebeșului își îndreaptă pașii către schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din Caransebeș. Mâine, la altarul de vară al așezământului monahal, Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de preoți și diaconi, sub protia Părintelui Arhimandrit Constantin Timiș, vicar eparhial. Cei care vor veni să se roage Sfântului Mucenic Pantelimon se pot închina și la un fragment din moaștele sale, aflat aici din anul 2017. Acest schit este un metoc al Episcopiei Caransebeșului.